Bugetul, e clar. Au anunțat, a anunțat domnul Părdescu că play-off. Adică nu e drum de întoarcere. Așa au anunțat, nu? Deci, domnule, anul ăsta vrem play-off. Cu o jumătate de gură, așa. Cum cu jumătate? mi așa mi s-a purt aici la Prospor Live că a rostit-o cu o jumătate de gură. Obiectivul pentru sezonul ăsta. Adică mai mult play și mai puține off. Adică nu, nu e și răspica play-off. Nu a zis, eu și am văzut. Nu a zis, zis, dar nu așa de viu, așa. Mi s-a părut că nu, nu e, prea convins nici el de. Bugetul fapt. o să-l aibă, deci nu sunt probleme. Bugetul. Problema este că dacă nu iese nici anul ăsta, nici la anul drept de participare cu Europeană nu o să aibă, pentru că este în insolvență. Nu știu de ce au tot amânat-o cu insolvența. Pentru că data și e că ratat, trebuie, trebuie este o dată, este încă un aratat pentru Dinamo. De deci, ce încă un fără făcut Se cu cam bat cap în cap. Ai să vrei să intri în play dar să nu ai drept de participare în europene, E un nonsens aici. Păi este un nonsens, dar de... pentru cine nu înțelege, noi care înțelegem, e clar că vrea să închidă gura suporterilor. Atât și nimic mai mult. Sezonul ăsta, obiectivul a fost 8-10 spus în fața suporterilor. Dinamo a fost departe de 8-10, acest 8-10 pe care tot Andrei Nicolescu l-a rostit, însă Dinamo începe sezonul ăsta într-o conjunctură și termină sezonul într-o altă conjunctură când vorbim de finanțare. Pentru că ce s-a întâmplat în toamnă când acest acționar RNV Sport vine în, în cadrul Reden White, care Rede deține pachetul majoritar din SEC din anul sa, schimbă lucrurile. Ai un buget clar, atunci a venit și liniștea, liniștea financiară, dar iată că partea sportivă tot nu a nu este în niciun fel reparată. Florin, că e nevoie totuși de o personalitate cu experiență pentru a atrage jucători mai dificil de adus. Așa, e ușor să aduci niște Edgarie sau nu știu ce de pe la sanatoriu. Dar dacă trebuie să aduci niște jucători care sunt în vână, jucători care să aducă progresul din Dinamo și chiar plăful visat, nu trebuie o personalitate cu nume mai greu pe, pe piața aceasta achizițiilor? Poate să fie. Mă gândesc până la urmă, la și la varianta asta. În sensul că va merge total pe mâna lui Copiș, cum a mers și până acum. Și în plan managerial, și în plan sportiv. Începutul, Bine, da, da. începutul, începutul, cum ai spus și tu. Eu spun că... ceva, îți dau un singur exemplu. Și am mai spus la tine studiului acela Jos pălăria. Exemplu... Jos pălăria pentru Patriche. Jos pălăria. Da? Dar eu nu-mi a de contractul. Deci ca să fim clar. Eu văd la Dinamo un capitan de echipă altfel. Eu văd la Dinamo un capitan de echipă da care să-mi tragă să-mi țină grupul un frâu, da? Care când intră în vestiarul ăla, da, și când deschide gura, vestiarul ăla se uită la el să, opa, stați așa că nu